Că tot veni campania, va veni campania aceasta de vaccinare, care înțelegem că va începe pe 27 decembrie. Dumneavoastră vă veți vaccina? Nu vă veți înscrie în programul de vaccinare? Nu, sub nicio formă. Chiar am fost deranjat de faptul că organele profesiei de avocat au insistat pe lângă Ministerul Sănătății să ne pune pe noi avocații în clasă prioritară, în afară de faptul că sună ca naiba, da, să ceri privilegii, trebuia să ne întrebe pe noi. Da? Să vedem dacă suntem de acord. Adică eu mă consider nu un pacient, eu mă consider un consumator. Dacă cineva îmi vinde un astfel de produs, trebuie mai întâi să mă convingă că am nevoie de acel produs, că nu este nesigur, că e sigur, ca să fiu mai bine înțeles, și de asemenea că pentru defectele acelui produs, există cineva care să răspundă. Câte vreme producătorul de vaccin, importatorul și așa mai departe vor spune nu răspundem pentru că Reagan în 1984 ne-a asigurat că orice facem noi vom fi imuni de răspundere civilă și penală, eu o să am un dubiu și atunci probabil că o să fac acest vaccin doar în momentul în care voi vedea că domnul președinte n-a pățit nimic, că n-are niciun efect advers. Să facă domnul Iohannis exact. Primul vaccin. Și doi, doar în momentul în care deștepții, inteligenții din industria aeronautică or să spună niciun nevaccinat nu mai pătrunde în avioanele noastre și atunci probabil că voi fi obligat să fac un astfel de vaccin. Eu știu, mă umplu cu substanțe fosforescente, cu luminiscență, că asta este vaccinul de la Moderna, dar probabil că dacă poate să umble cu ghiocei și panseluțe fosforescente domnul președinte prin piață, pe la televizor sau pe sub Arcul de Triumf, probabil că o să putem și noi să umblăm.